Demiter din funcții importante în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski i-a înlăturat din funcție pe șeful serviciului de securitate, dar și pe procurorul general. Decizia a venit ca urmare a faptului că cei doi nu și-ar fi făcut bine treaba. Ivan Bakanov, director al Serviciului de Securitate al Ucrainei și Irina Venediktova, procuror general, au fost dați afară de președintele Volodimir Zelenski. Bakanov este un prieten din copilărie al lui Zelenski. Numirea acestuia în conducerea instituției a fost criticată de opoziție încă din 2019. Venediktova era cea care conducea eforturile de urmărire penală a crimelor de război comise de ruși în Ucraina. Ea a fost înlocuită cu Alexei Simonenko. Bakanov a fost demis în baza articolului 47 din Statutul disciplinar al Forțelor Armate ale Ucrainei, care prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor de serviciu care a dus la pierderi de vieți sau la alte consecințe grave. Surse au susținut că deciziile mai multor angajați de rang înalt ai serviciului de securitate al Ucrainei, încă de la primele ore ale invaziei rusești, au stârnit îngrijorare la Kiev, deciziile greșite facilitând capturarea orașului strategic Hersh la doar o săptămână după ce Putin a lansat invazia, generalul Sergei Krivoruchko, șeful Direcției Serviciului de Securitate din Herson, a ordonat ofițerilor să evacueze orașul înainte ca invadatorii să ia cu asalt, contrar ordinelor lui Zelensky. Între timp, generalul colonel Ihor Sadokin este acuzat că ar fi oferit informații forțelor ruse.